veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie, să rămână numele Domnului acum și în veci. Amin. Haideți împreună să pășim în a analiza pe baza Scripturilor o altă faptă a firii pământești, uciderea. O găsim condamnată, am putea spune, încă din Vechiul Testament, foarte clar, prin porunca a șasea, citind în Exod, capitolul 20, versetul 13, să nu ucizi. Termenul grecesc pentru a ucide este phonos, ceea ce ar însemna omorârea unei persoane, dar vrem să privim întreaga arie a acestor demoni care se îndelenicesc cu uciderea, pornind de la ceea ce spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 5, când a extins această poruncă, Matei 5, versetele 21 și 22, unde citim: ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și continuă: și oricine va zice fratele său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Vrea, printre altele, să spună Domnul că înainte de a se ajunge la uciderea propriu-zisă, oamenii se înjosesc reciproc prin cuvinte, socotindu-se nebuni sau proști, și socotesc că ăștia trebuie zradiați, și ajung la mânie, și finalul iese, de fapt, uciderea. Ba chiar mai încolo de aici, mai înăuntru problemei, am putea să spunem că merge Ioan când scrie în prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 15, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Așadar, când tratăm uciderea, vorbim de la ură până la crima propriu-zisă. Toate acestea cred că sunt numite de Pavel, citim în Galateni 5:21, uciderile. Ca și cum ar fi mai multe tipuri de ucideri, și de asemenea în textul din Roman, capitolul 1, unde sunt enumerate stările în care au ajuns fiii oamenilor, citim în versetul 29, că printre altele au ajuns plin de ucidere. Haideți să analizăm acum într-o primă parte cum se prezintă în forma sa exterioară uciderea și apoi în forma interioară. Analizăm întâi forma exterioară pentru că aceasta este mai vizibilă, mai ușor de depistat. Și apoi vrem să mergem spre înăuntru pentru a o putea extirpa și elimina dacă de cumva s-a cuibărit în noi și în măsura în care avem acces să putem lucra și la eliberarea altora. Făcând precizarea într-un început că doar Dumnezeu are dreptul să ucidă, El chiar o declară, citim în Ieremia, capitolul 25, versetele 31 la 33. Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă săbiei, deci uciderii. Și versetul 33, cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt. Dumnezeu are dreptul să ucidă, cel puțin din două motive. Pentru că El le-a dat viață și apoi El o face în urma judecății. Și judecata Lui este dreaptă. Este o ultimă soluție de a eradica răul. Apoi, în Vechiul Testament au fost unele porunci speciale în care poporul lui Israel le-au fost poruncit să ucidă. Fie vorba de o persoană sau chiar de un popor. Hai să amintim câteva asemenea versete. În Levitic, capitolul 24, este vorba de un om care a hulit numele Domnului în tabără și Domnul a dat poruncă, Levitic 24:14, scoate din tabără pe cel ce a hulit, toți cei ce l-au auzit să-și pună mâinile pe capul lui și toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Așa că, după cum era reglementarea în Vechiul Testament, mai întâi mâna martorilor și apoi ceilalți se ridice împotriva lui. Deci era o poruncă specială să ucidă pe cel care a păcătuit în felul acesta. De asemenea, în cazul lui Acan, Iosua, capitolul 7, versetul 25, și tot Israelul l-a ucis cu pietre, l-a ors în foc și l-a ucis cu pietre. Aceasta a fost porunca pe care a dat-o Domnul. De asemenea, mai amintim o situație, Numeri, capitolul 25,
când cu ocazia păcatului provocat de Balaam, numărul 25 cu 5, Moise a zis judecătorilor lui Israel, fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ei lui care s-au lipit de Baal Peor. Deci, pentru păcate deosebite a fost dată porunca să se ucidă. Mai exista și un alt caz, amintim Iosua 8 cu 20 și 5, în totul au fost 12.000 de inși uciși în ziua aceea, bărbați și femei, toți oamenii din Ai, la porunca lui Dumnezeu. Deci, în Vechiul Testament, când era vorba de anumite păcate în Israel, era poruncit să fie uciși, sau când era vorba de popoare, al căror judecată și sentință rostise Dumnezeu. Cu aceste excepții, avem interzisă uciderea. Să analizăm așadar forma ei exterioară. Ceea ce ne interesează pe noi, în principal și în special, că uciderile, în dreptul nostru al Bisericii sau Israel în Vechiul Testament, au fost o formă de prigoniri. Citim astfel ceea ce spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, vorbind despre situația din Vechiul Testament, 11 cu 47. Vai de voi pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Deci în Vechiul Testament, în mod special, prorocii care vosteau câte un cuvânt în numele Domnului au sfârșit prin a fi omorâți. Știți, numai Izabela câți proroci au ucis și alte situații din Vechiul Testament. În Noul Testament întâlnim iarăși crima sub formă de prigoană. Și citim în Cartea Evreilor, în capitolul 11, versetul 37, că alții au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit, lipsiți de toate, munciți. Pe lângă aceste prigoniri din Vechiul Testament și din Noul Testament, care au parcă așa ca vârf de piramidă la mijloc, uciderea Domnului Iisus, cea mai mare crimă de-a lungul istoriei, mai avem și alte crime. Am putea să numim războaie, acte teroriste, tâlhării, răzbunări, în Apocalips 6 cu 4, s-a arătat un alt cal, un cal roș, cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare, ca și un simbol al uciderilor. Deci, în pornirea lor demonică, oamenii pe pământ nu au ucis doar pe sfinți. Ei s-au ucis și unii pe alții. După cum și în Vechiul Testament, ei nu porneau război doar împotriva Israelului. Erau situații în care se ucideau între ei. Sau popoare se băteau de-a rândul între ele. Și lucrurile acestea continuă până în ziua de astăzi. Oricum, socotim că toate acestea sunt în mâna lui Dumnezeu. Și unde El îngăduie să se ia pacea de pe pământ și să fie coborât o sabie, va fi. Dar în rest, diavolul nu poate să facă nimic fără acordul stăpânului. Alte feluri de a ucide, pe lângă uciderile propriu-zise, fizice. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 1, citim despre Saul. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan în ziua aceea. Un acord tacit. Ți-ai dat acordul, ai semnat, doar un act. Nu tu ești călăul, tu ești instanța care a dat ordinul pentru execuție. În cazul, să zic, a unor tribunale moderne, Dumnezeu notează uciderea și în dreptul celui care a apăsat pe buton în cazul unui scaun electric sau a unei siringi cu o travă, cel care a injectat-o, dar posibil și în dreptul celui care a dat ordinul ca să fie ucisă acea persoană. O altă situație, întâlnită și în Vechiul Testament și în Noul Testament, uciderea cu vorba. Am putea înțelege prin aceasta o condamnare sau o distrugere a personalității. Deci, ucizând pe cineva cu vorba, l-am scos de raza de acțiune normală a sa. Citim în mod special în cartea profetului Ieremia, el a fost un om asupra căruia s-au încercat astfel de situații, dar nu s-a reușit. Citim în Ieremia, capitolul 18, versetul 18. Atunci i-au zis, veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de prios, nici sfatul din lipsă de înțelepți. Haideți să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbăriile lui. Este o formă de ucidere, am numit-o tot exterioară, pentru că se manifestă printr-un sunet auzit prin vorbă. Când îl ponegrești pe cineva așa încât, indirect, altcineva să-i cauzeze moartea. Sau el să fie ca și un om mort, ca și un om anihilat, de fapt. Aceasta au vrut ei și spune Ieremia în capitolul 9, versetul 8, limba lor este o săgeată ucigătoare. Deci cu limba noastră putem să o folosim ca și o săgeată cu o travă. Și pe cine l-am lovit cu acea limbă, de exemplu cum ar fi o mărturie mincinoasă sau o ponegrire, un atac pe nedrept, i-am pricinuit într-un fel moartea
fizică sau poate numai sufletească, a Duhului. De asemenea, citim și Proverbe 26, întărind această idee, 26 cu 18 și 19, ca nebunul care aruncă săgeți prinse și ucigătoare. Așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Deci, aparent a vrut doar să glumească, dar din glume oamenii reușesc să se ucidă. Ca și niște soldați care s-ar juca cu gloanțe, cu o armă încărcată și din glumă să se ucidă unii pe alții. La fel pot să facă oamenii și prin vorbele lor. O altă situație, autoflagelare, oameni care se sinucid și citim în Iov, capitolul 5, versetul 2, că este și aceasta o formă de ucidere, nebunul piere ucis de mâna lui, prostul moare ucis de aprinderea lui și Proverbe 21 cu 25, poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Nu știu exact dacă e posibil, dar dacă scrie în Biblie cineva să moară de foame că nu vrea să lucreze, posibil și așa ceva, dar foarte mulți oameni își pun singur capăt zilelor. Biblia numește această stare o stare de nebunie, când omul se sinucide singur, fie înfometându-se, fie într-un alt fel, stingându-și viața. Avem o altă situație, citim în Ezechiel, capitolul 16, versetul 38, te voi judeca cum se judecă femeile prea curbe și ucigătoare de copii. Uciderile de copii au fost oricând, fie în cinstea lui Moloch, fie acum în vremea noastră sub diferite forme. Undeva la o catedrală în Italia există o înțelegere între crematoriul spitalului și biserica din localitate, ca ori de câte ori se înregistrează vreun avort sau vreun act similar, să se tragă clopotele, ca și la mormântare. Biblia asociază această ucidere de copii cu curvia, pentru că de regulă ele fuzionează și funcționează împreună. Nu prea merg separate. Am mai putea să amintim întărind aceasta și Isaia, capitolul 1, versetul 21, vai cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă. Era plină de judecată, dreptate locuia în ea și acum e plină de ucigași. Deci cineva sau chiar o cetate, chiar credincioși fiind, dacă dau drumul liber acestor două atitudini, mai întâi curviei, apoi apare uciderea, o persoană a căzut în curvie și apoi ca să nu se afle a recurs la ucidere, fiind o mamă care și-a ucis copilul, ori pentru noi cred că nu mai este cazul să spunem că ori un avort, ori o ucidere după naștere este în fond aceeași problemă, este tot ucidere în fața lui Dumnezeu. Am mai putea tot în domeniul copiilor să amintim un verset din Osia 9, versetul 13. Efraim, după cum văd, își dă copiii de la pradă și Efraim își duce singur copiii la cel pe care îi va ucide. De multe ori, ca părinți, lăsăm copiii fie în voia soartei, fie în voia diferitelor mijloace și metode demonice din lumea aceasta. Și noi singuri am semnat un acord prin care copiii noștri mai degrabă sau mai târziu vor fi uciși. Sigur, mai există și alte posibilități de ucidere. Diavolul găsește diferite variante de a stârpi viața. Fie prin a fi omorât fizic sau a fi omorât la nivelul duhului, al sufletului, fie doar a fi anihilat și existând așa doar ca o epavă, ca un om fără minte, ca și un animal. Toate acestea sunt acțiuni demonice. Ca și forme interioare, pentru că aceste exterioare sunt dictate de ceea ce este înăuntru, să citim mai întâi ceea ce spunea Domnul Iisus în Ioan, capitolul 8, versetul 44, spunând despre Satan, voi aveți ca tată pe diavolul, el de la început a fost ucigaș. Deci orice formă de ucidere, orice formă de ură, își are originea în Satan. El de la început a fost ucigaș. Și de fapt acesta este scopul lui final. Scopul lui declarat este un altul, scopul lui pe etape se vedea fi un altul. El nu i-a spus lui Adam și Evei în grădină că vrea să-i ucidă, dar acesta a fost finalul. Și Domnul Iisus spunea în Matei, capitolul 15, versetul 19, căci din inimă ies, printre altele, uciderile. O ucidere ca păcat se formează în inimă, printr-o sămânță demonică. Și de aici începe să prindă contur. Și apoi, dacă Dumnezeu va îngădui și dacă noi ne vom lăsa în plasa diavolului, în cursa lui, cum spune Pavel în Timotei, vom ajunge în final, într-un fel sau altul, să săvârșim o ucidere. Și rețineți, oamenii obișnuiți să spună, n-am omorât pe nimeni. Asta vreau să spună că mergând pe stradă, probabil n-am pușcat pe cineva. Dar nu știu dacă, evaluând toate aceste forme de ucidere, nu suntem vinovați cu o cotă parte prin acțiunile și activitățile noastre. Și Dumnezeu este unul care judecă drept. Cea mai
puternică formă interioară a uciderii este ura. Recitim acel verset din 1 Ioan capitolul 3, versetul 15. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Dar asta nu înseamnă că deja a săvârșit crima, dar înseamnă că și crima este pe rol. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică, pentru că cine ucide va fi ucis. Citim de asemenea în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 28, Pavel predică despre ce au făcut evreii cu Domnul Iisus. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși i-au cerut lui Pilat să-l omoare. Ura dinăuntru inimii lor, pisma de care erau cuprinși, așa cum spune Pilat în Matei 27, cu 18, căci știa că din pismă îl dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Deci ura a început să crească în inima lor și la un moment dat, după ce s-au tot înțeles, citim în evanghelic, s-au tot înțeles cum să-l prindă, l-au dat în mâinile lui Pilat. Știau că nu este vinovat, dar ura din ei a cerut ca Domnul să fie omorât, asociată cu pisma. Am putea spune așadar că ura este forma desăvârșită în rău a pervertirii pe care a dus-o diavolul în ființa umană și are ca efect final moartea. Alte forme interioare de manifestare ar putea să fie punerea la cale a unor acțiuni ucigașe. Și aici, în prim plan, avem două forme. Când se vrea uciderea conducerii, doi oameni deosebiți din Vechiul Testament au scăpat să nu fie uciși doar prin intervenția lui Dumnezeu. Citim în Exod, capitolul 17, versetul 4, Moise, conștient de ceea ce era în inima poporului, scrie, Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Era Moise vrednic să fie condamnat la moarte prin ucidere cu pietre? Nici de cum. Dar ura din ei, manifestările lui Satan din interiorul lor, ar fi fost în stare la un moment de neveghere a lor sau a celor în cauză sau a Domnului să aducă moartea. De asemenea, David, atunci când a fost luat Siclagul, în 1 Samuel, capitolul 30, versetul 6, David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că erau omărâți la suflet. Deci, de undeva din suflet, când vine această ură, când mocnește cu pismă și se asociază cu alte ingrediente sufletești, se ajunge la vorbă și în final, dacă există posibilitatea, la ucidere. Ori acolo înăuntru era problema și Moise a văzut-o. Și aici prorocul a văzut ce era în inima lor, căci se mocnea, se începea o formă de ucidere. Încheiem această prezentare a uciderii, reamintind că numai Domnul are dreptul să ucide. Nu mai avem în Noul Testament nicio situație când bisericii se fi fost dat dreptul ca și unora din Israel să ucidă pe cineva. Nu. În Noul Testament, săbile sunt puse deoparte. Sabia noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne întărească mâinile și această sabie să fie călăuzită de Duhul Sfânt. Haideți să vedem acum cum am putea să eliminăm această ucidere. Dacă cumva în inima noastră a cuibărit, și sigur, o formă de ură tot există. Nu o ură gata să pune mâna pe pietre, dar o formă de ură pe undeva există. Să luăm mai întâi acum eliminarea dinăuntru. În mod normal, aceasta ar trebui să se facă prin pocăință. În Apocalipsa, capitolul 9, versetul 21, este scris că cei din vremea din urmă nu s-au pocăit de uciderile lor, vrăjitorile și celelalte lucruri ale lor. Deci pocăința ar trebui să includă și acest capitol. Și aceasta poate fi făcută luând un model pe care l-a propus Dumnezeu lui Cain. Citim în Geneza, capitolul 4, versetul 5. Cain s-a mâniat, o formă premergătoare uciderii, și s-a posomorât fața. Domnul a zis, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Eu îndrăznesc să spun cu aceasta că Domnul a provocat la o mărturisire. Deci dacă vrei să scapi de acest duh de ură, de ucidere, recurge urgent la o mărturisire. Pentru ce sunt aceste acțiuni în inima ta? Dă-ți drumul, golește sacul și spune ce ai, ceea ce a pus Satan acolo. Apoi, un al doilea verset care întărește lucrul acesta, Levitic, capitolul 19, versetul 17, scrie asemănător. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Ai motive să-l urăști? Mustră-l. Vine, mărturisește-te, spune ce ai, rezolvă. Că dacă nu începi să te încarci, și ca și un exploziv, la un moment dat vei da în afară. Ori, toate acestea sunt acțiuni demonice. Spuneam că diavolul este ucigaș. Și ceea ce elimină aceste forțe demonice nu este decât Duhul lui Dumnezeu când vine în viața noastră. Și spune Apostolul Pavel, vă citesc acest verset din Roman 5:5, însă
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. În locul urii, Domnul să toarne în inimile noastre dragoste. Și atunci nu va mai exista, nu va mai învocni această sete, acest foc de a ucide. Sau nu neapărat de a ucide, numai a dori să nu mai fie cineva. Recurgând la blesteme sau știu eu, de a-ar muri cineva. Sau dacă l-ar omorâ, să-ți facă plăcere. Uitați, am putea să aruncăm o scurtă reflectare asupra lui David. El n-a dorit să spună ce m-aș bucura într-o zi să-l omoare alții, nu eu. El când a fost omorât a plâns. Deci el n-a avut nici înăuntru lui. Apoi eliminarea ca și formă exterioară, spune cartea profetului Ieremia, capitolul 7, versetul 9, că evrei practicau și o viață de templu și uciderile, 7:9. Cum? Furați, ucideți, prea curviți că se leagă aceasta împreună și apoi veniți să vă mărturisiți înaintea Domnului. Deci diavolul vrea să le cocoloșim, spus așa pe românește. Să recurgem și la mijloace de ale lui, pentru că el este un ucigaș al vieții, în același timp să ni se pare că noi ne închinăm și lui Dumnezeu. Ori să nu uităm, vor fi situații, citim în Ioan, capitolul 16, versetul 2, spunea Domnul Iisus că uciderile, diavolul vrea uneori să le facă, au să vă dea afară din sinagoș, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Asta e scopul lui Satan. Să practicăm uneori uciderea sub titlul de slujbă. Cruciadele și câte forme au fost de-a lungul istoriei, când biserica a prigonit. Biserica are dreptul să fie prigonită, nu să prigonească. Aceasta e o metodă demonică de a scoate rău afară. Omorâți-i pe ceilalți, pe eretici. Nu. Aceasta este posibilitatea lui Dumnezeu. Biblia spune pe potrivnici, nu să-i omorâm, ci să-i îndreptăm cu blândețe. Nici de cum, cu forța, în speranța că Dumnezeu le va da mântuirea. Și pe aceasta se poate vedea o biserică dacă este a lui Dumnezeu sau nu. O biserică care este a diavolului este o biserică care recurge la forme de ucidere a oponenților. Biserica lui Dumnezeu, ea nu se luptă cu carnea și cu sângele, ci cu demonii. Doamne, ajută-ne așa să fie. Cei care vor rămâne mai departe să dorească moartea cuiva, anihilarea cuiva, le citim un verset din Apocalipsa 13 cu 10, unde este scris: cine duce pe alții robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. În dreptul eliminării, pentru că nu vom elimina noi pe deplin uciderea din lumea aceasta, haideți să vedem ce poziții trebuie să avem față de ucigași. Și am notat aici trei lucruri. În primul rând, trebuie să acceptăm faptul, și aceasta să fie ca o bucurie din partea noastră, căci, așa cum spune David în Psalmul 144, versetul 10, și cum spunea un misionar, și până nu ne terminăm lucrarea, suntem nemuritori. Până atunci, nu ne poate nimeni omorâ. 144 cu 10. Tu care dai împăraților biruința, care ai scăpat de sabie ucigașe pe robul tău David. Ce șanse avea David să nu fie ucis? Pământește nu avea șanse. Ce șanse au niște miei să nu fie uciși și sfârșiați în mijlocul lupilor? Să știți, șansa noastră este, până nu ne terminăm lucrarea, nimeni nu ne poate prinde. Despre Domnul Iisus citim, în Ioan capitolul 10, versetul 31, atunci iudeii iarăși au luat pietre să-l ucidă. Și situațiile acestea s-au repetat de mai multe ori. Dar au putut să-l prindă? Nu, pentru că nu-i venise ceasul. Deci până nu ne vine ceasul, nu ne poate omorâ nimeni. Pentru că îi spunea Abigail lui David, în prima carte lui Samuel, capitolul 25, în timp ce el era urmărit de Saul, 25 cu 29, dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul, Dumnezeul tău, și el să arunce cu praștea sufletele vrăjmașilor tăi. Deci viața noastră, până ne terminăm lucrarea, este în mâna Domnului. Și așa cum spunea Domnul Iisus în Ioan 10, din mâna Tatălui, nimeni nu vă poate face nimic. Apoi, după ce ne terminăm lucrarea, după cum e scris și în Apocalipsa 11, că cei doi martori, după ce au terminat lucrarea, fiara a primit dreptul să-i ucidă. Citim în Apocalipsa 2, capitolul 13, în mod deosebit, acea biserică care a avut parte de prigoană, de martiraș, 2 cu 13, știu unde locuiești. Acolo unde se scaunul dumii al Satanei, tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea chiar în zilele când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Într-o noapte am visat un vis, se făcea că trebuia să mor ca martir. Și eu în vis spuneam: Doamne, dar eu aș vrea să lucrez mai mult pentru tine, să alerg, să fac. Și mi se spunea în vis: a muri pentru Domnul valorează mai mult decât a trăi mulți ani și a lucra. Este un vis. Dar fiecare, când își încheie lucrarea, atunci există posibilitatea să slujească ca martir. Dar ăștia au o crună specială din partea Domnului. De aceea, Domnul să întărească dacă va fi cineva în cauză.
Și Domnul o va face, potrivit cu numărul celor care trebuie să fie uciși ca și ei. Un al doilea aspect care trebuie să ne marcheze în dreptul celor ucigași este să nu ne temem. Spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 10, versetul 28, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă, adică de Dumnezeu. Biblia ne spune să nu ne temem, să fim liniștiți. Pentru că Dumnezeu ne păzește atâta timp cât este cazul. Și un alt aspect față de cei ucigași, să le acordăm și noi ceea ce era în Vechiul Testament, cetățile de scăpare. Într-un fel anume, să fie biserica o cetate de scăpare pentru ucigași. Să fie una din pozițiile noastre față de ei, să nu funcționăm după acea lege care era în Vechiul Testament, viață pentru viață. Și atunci exista o posibilitate ca acel ucigaș să fie scăpat într-o cetate de scăpare, să rămână acolo până la moartea marelui preot. Dar marele nostru preot nu mai moare niciodată și trebuie să rămână aici în biserică până în final, ca să poată să nu fie urmăriți și să nu fie pedepsiți. Până aici, teoria. Acum, exemplele. Astea sunt mai frumoase. Haideți să le urmărim din Scripturi. Am luat câteva la număr. Începem cu Cain, primul ucigaș, așa cum ne spune Ioan în 1 Ioan, capitolul 3, că a fost de la Satan. Geneze, capitolul 4. Deci, cum spuneam deja, s-a mâniat, i s-a posomorât fața, n-a spus și a spus Dumnezeu în versetul 7. Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l... Deci dorințele acestea ucigașe ar trebui să fie stăpânite. Ori această stăpânire, această putere este dată de Duhul Dumnezeu când vine peste noi. Nu că la nivelul Duhului nostru, al sufletului, al minții, nu vor veni gânduri. Vor veni, dar ele trebuie stăpânite și oprite la ușă. Pentru că Cain nu le-a oprit, înăuntru lui deja ajunsese un ucigaș și apoi a urmat versetul 8. Însă Cain a zis fratelui său, haide să ieșim la câmp. Și dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat în puterea fratelui său Abel și l-a omorât. Și ce a urmat, unde fratele tău? Nu știu. Bineînțeles, cu crima se asociază după aia la toate păcatele. Numai că glasul striga din pământ. Nu ar fi indicat să se audă strigăte împotriva noastră ca și împotriva lui Cain să spună, suntem ucigași. De aceea este indicat să ne păzim încă dinainte. Eu îndrăznesc să spun că un strigăt s-a auzit înainte de a-l ucide. De aia Dumnezeu i-a spus de ce e supărat. S-a auzit un strigăt, ca și la Sodoma. A mers un strigăt înainte, o veste, și apoi Dumnezeu a venit să se informeze. Să vadă că este chiar așa. Deci strigătul începe încă din fașă. Un alt caz, Esau, Geneze 27 cu 41. Vom lua diferite forme, nu doar ucideri propriu zise. Știți, după ce Iacov i-a furat binecuvântarea, Esau a prins ură, rețineți, ura. În final apare uciderea. A prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării pe care binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa. Auziți, unde Esau era deja ucigaș. El în fapt n-a ajuns să ucidă. Zicea în inima sa, zilele de bocere pentru tatăl meu sunt aproape, apoi am să ucid pe fratele meu. Dea Domnul la gândul că ți-a luat altul binecuvântarea sau că i-a dat-o Domnul, rămâne de văzut să nu se cuibărească uciderea în inima noastră și prin aceasta diavolul. Un alt caz, asemănător frații lui Iosif, Geneze 37 cu 26, de ce a vrut să-l ucidă pe Iosif? Le-a făcut Iosif un rău? Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Rețineți, uciderea vrea să meargă prin a ascunde fapta. Foarte mulți ucigași nu vor fi depistați decât la ziua de apoi. Dar aceasta înseamnă că nu sunt ucigași? Sunt. Numai că cărțile în care este scrisă fapta lor nu sunt vizibile. Și uitați, ura, diavolul, se asociază cu pismă, cu invidie. De ce l-a urât? Le-a făcut Iosif vreun rău? Nu. Doar știm mai târziu ce a urmat. Și nici în copilărie Iosif nu le-a făcut niciun rău. Dar diavolul se încuibărește oriunde are posibilitatea să o facă. Și vă prinde la mijloc. Că altcineva are progres mai mare decât dumneavoastră. Că altul a fost binecuvântat înaintea dumneavoastră. Că altcineva iubit de știu eu cine. Diavolul orice motiv îl vânează ca să-ți poată infiltra ură, pentru că în final să se împotrivească vieții. Domnul a venit să dea viață, oile să aibă viață. Și diavolul este cel care avea puterea morții, adică pe diavolul. Un alt exemplu, Judecător capitolul 9, versetul 5, e vorba de Abimelec. A ucis 68 de frați ai lui, fii al lui Gedeon, a scăpat doar Iotam fugind.
A venit în casa tatălui său la Ofra și a ucis pe frații săi, fiul lui Robal, 70 de oameni pe aceeași piatră. N-a scăpat decât Iotam cel mai tânăr, fiul lui Robal, căci se ascunsese. Vedeți ce ferocitate pune diavolul. Să te gândești că a ucis câțiva și să-l fi rupt, să-l fi frânt mila. Nu? Până nu i-a terminat. Așa cum este scris despre lup, că lupul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Nouă ni se pare uneori că diavolul așa se va mulțumi, se va moare pe ei mai răi. Dar diavolul ar ucide totul până la Fiul lui Dumnezeu și de acolo în toate părțile, tot ar distruge. El este un ucigaș prin ceea ce a ajuns el în urma căderii sale, cum am analizat când am vorbit despre păcat. Un alt caz, și aici vedem exact tipul demonic de ură la Saul, deschidem la 1 Samuel, capitolul 19, versetul 5, îi spune Ionatan tatălui său Saul următoarele cuvinte. Și a pus în joc viața, e vorba de David, a ucis pe filistean și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut și te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să omor fără pricină pe David? Dar uitați, măcar că nu avea pricină, Satan, pentru că un duh rău intrase în el, a făcut ca și diavolul, despre care citim în Iov, capitolul 2, versetul 3, când a vrut să-l omoare pe Iov, zice, a spus Dumnezeu diavolului, 2 cu 3. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu, se abate de la rău, el se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Deci diavolul nu are neapărat nevoie de pricină să ucide pe cineva. El ucide și fără pricină. Numai nouă ne sugerează o oarecare pricină. Dar rețineți, poate diavolul ne va spune, da, eu sunt rău și ucid fără pricină, dar vouă, pocăiților, vă propun să urâți și să ucideți numai când aveți motive. Dar Domnul pe cine a urât? Deci ura nu este admisă de Biblie în dreptul niciunei persoane. Să urăști răul, aia e altceva. Dar să urăști vreo persoană ca ființă creată de Dumnezeu, fie pricină, cum spune Coloseni capitolul 3. Și dacă aveți vreo pricină, iertați-vă. Nu dacă aveți vreo pricină, urâți-vă unul pe altul. Numai Tit spune, Tit 3 cu 5, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar asta am fost înainte când eram fiii lumii acesteia. De aceea acum este cazul să ne verificăm profund dacă avem o ură față de cineva. Dacă aveți o ură, în caz că acea persoană va păți ceva sau va muri și veți simți un moment de bucurie, veți gusta o victorie, atunci să știți că acea victorie, este acea degustare, este o picătură pe care ai băut-o din cupa diavolului și nu dintr-a Domnului. Un alt caz, Ioab, 1 Împărați, capitolul 2, versetul 29, citim doar sinteza pe care o face Solomon atunci la moartea lui Ioab. Deci 1 Împărați 2 cu 29. Ioab a fugit în cortul Domnului și Solomon a zis lui Benaia, du-te și lovește-l. Ieși, căci așa poruncește împăratul. Dar a răspuns, nu, vreau să mor aici. Împăratul a zis, fă cum a zis, lovește-l și îngroapă-l. Și ia astfel de peste mine și de peste casa tatălui meu sângele pe care l-a vărsat Ioab fără temei. Personal, am văzut în unele situații că Ioab ar fost îndreptățit să-l ucidă pe Abner. Păi de ce nu s-a dat Abner cu David? Că doar așa a fost cuvântul Domnului, nu? Apoi Amasa. De ce a luat partea lui Absalom? Deci, ca oameni, am vedea pricină la acțiunile lui Ioab. Și totuși, Biblia scrie că i-a omorât fără temei. Deci, undeva, la Dumnezeu, după calculele lui, n-ar fi fost un temei să-i ucidă. Și de-aia este scris versetul următor, 32, Domnul va face ca sângele lui să cadă asupra capului lui, pentru că a lovit pe doi bărbați, mai drepți și mai buni decât el, și i-a ucis cu sabia, fără să fi știut tatăl meu David. Uitați, faptul că David, care a fost superior lui Ioab, n-a dat această poruncă. Faptul că n-a venit porunca de la Dumnezeu. Lui Ioab, chiar dacă a avut motivele lui, i-a fost trecut drept crimă. Un alt exemplu, foarte parșiv, foarte perfid, este Absalom. Cum ura cuibărită în el a lucrat în final la ucideri. Și ce ucideri diplomatice! Deschideți la a doua carte a lui Samuel, capitolul 13, versetul 22, după ce Amnon a păcătuit cu Tamar, sora de tată și mama lui Absalom, Absalom, rețineți, n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început
să urască pe Amnon. Înăuntru a început să-l urască. Apoi, în același capitol, versetul 28, a pregătit Absalom o sărbătoare la tunsul oilor, a invitat pe toți fiii împăratului și ucigașul părea acum mare binefăcător. Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: lua seama când se va veseli inima lui Amnon de vin și când vă voi zice, loviți pe Amnon, atunci să-l omorâți. Să nu vă stemeți de nimic, oare nu vă dau eu porunca aceasta? Și l-a omorât pe fratele său. De unde a pornit aceasta? De la o ură în inima lui. Mai târziu, acest duh de ucidere nu s-a potolit aici. El a continuat să rămână în Absalom pentru că diavolul nu-și face misiunea cu noi și pleacă acasă. Aici e casa lui. În oameni vrea el să locuiască. În capitolul 14, stilul lui de ucidere a continuat. 14:30, Absalom a zis slujitorilor săi, numai el se folosea de slujitor când era vorba de a ucide pe cineva, nu personal. Vedeți ogorul lui Ioab, care este lângă al meu, are orz în el. Puneți-i foc. Capitolul 15, Absalom își continuă stilul lui de ucidere. Cu versetul 3, zicea, iată, pricina ta este bună și dreaptă. Au început să omoare pe David, să-l anihileze, să-l scoate din inima poporului. Dar la împărat nimeni nu-ți va face dreptate. Și știți ce a făcut? A răsculat tot Israelul și a pornit pe urmele tatălui său David. Să ucidă nu doar pe împăratul, ci să ucidă mare parte din popor. Nu a reușit, pentru că cine ucide cu sabia va fi ucis cu sabia, a fost ucis de Ioab. Uitați, cazul lui Absalom nu este imputat de Ioab. Nu este imputat. Un alt exemplu, Izabela, un împărat 18:4. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci și a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și apă. Vedeți, și femeile pot să devină, sub influența diavolului, foarte crude. Aici avem o prigonire la nivel de religie, pentru că ea avea altă religie și a prigonit pe cei care au fost ai Domnului. Și Domnul, cu excepția a 7000 plus Ilie, i-a îngăduit pe unii să fie omorâți de Izabela. Avem și în Noul Testament irozii, mai mulți dintre ei, parcă îmi vine să cred că acest duh de ucidere a murit un irod, dar duhul de ucidere a rămas la palat. Și a intrat în alt irod și așa mai departe. Când a venit Domnul pe pământ, în Matei capitolul 2, ucigașul de irod a vrut să se ascundă sub o formă de închinare. Și a spus următoarele cuvinte, 2:8. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-i și mie de știre ca să vin și să mă închin. Să se închine vroia? El vrea să-l ucide. Mai târziu citim că vroia, nu despre acest irod, despre următorul irod, Matei 14:5, irod ar fi vrut să-l omoare pe Ioan Botezătorul, dar se temea de norod, pentru că norodul prevea că Ioan ca drept proroc. Și nu avea prilejul și motivul. Mulți ucigași sunt ca Irod, ar ucide, dar nu au prilejul, n-au momentul încă, dar ei sunt ucigași în fond. Avem de asemenea pe Irod ucigând în Faptele Apostolilor capitolul 12, versetul 2, când de data aceasta i-a fost îngăduit să omoare pe Iacob, fratele lui Ioan. Fapte 12:2. Și a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Nu putem încheia această listă fără să mă amintim pe un ucigaș. Pentru că nu știm exact cum îl cheamă și cum îi cheamă, rămâne la numele biblic, fiara apocaliptică. Duhul acesta de ucidere a rămas. Și citim în Apocalips, capitolul 13, versetul 15, i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, să denigreze într-un anume fel pe creștini ca să aibă motiv, pricină și temei să-i ucidă și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Nu știm când și cum, dar aceasta va fi. Oricum, noi vedem, aceasta scrie în capitolul 13, dar ca să oferim nădejde, întoarcem numai o pagină și în 15:2 e scris așa. Și am văzut o mare de sticlă amestecată cu foc și pe mare de sticlă cu alăutul lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiare și a icoanei ei și a numărului ei. Deci i-a ucis și se pare că care cum îl ucidea, îngerii ca și pe Lazar din Luca 16 nu mă dulceau pe mare de sticlă. Domnul să dea putere bisericii, să rămână tare în fața acestui ucigaș care e diavolul, pentru că Domnul a spus în Matei 16 că pe biserică nici porții locuințe morților nu o vor
birui. Noi chiar dacă murim, suntem vii pentru totdeauna, slăviți să fie Domnul. Așadar, numai să rămânem tari, ca în noi ura să nu se cuibărească, că și chiar dacă vom fi uciși, noi de fapt vom fi vii pentru Domnul. Trei puncte în concluzie. Deci, foarte clar și foarte categoric, Biblia ne spune să nu ucizi. Pentru că scrie Solomon în Eclesiastul 3:3, uciderea așa are vremea ei. Ori acum nu este vremea de ucidere. Acum este vremea de a se da lume viață. Așa de la venirea Domnului și până când va veni el la judecată. Și să nu uităm, de asemenea, ceea ce spunea Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, versetul 19, să nu ne lăsăm prinși de vreo răzbunare, cum au făcut acei doi fameni al lui Ahasveros, Bictan și Tereș. S-au lăsat cuprinși de răzbunare și au vrut să întindă mâna împotriva lui împăratului. N-au reușit, dar ei au fost omorâți ca și ucegași. 12:19. Preiubiților, nu vă răzbuna singuri, ci lăsa să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea și eu voi răsplăti, zice Domnul. Noi să iubim, Doamne, ajută-ne la aceasta. Căci dacă vom rămânea cu ură în inima noastră sau cu diferite forme sau în diferite etape de ucidere, vom finaliza prin ceea ce este scris în Apocalipsă, capitolul 22, versetul 15, afară, printre altele, sunt ucigași. Orice formă de ucigaș. Oricine urăște va fi afară, ca și un ucigaș. Apoi, să nu uităm, citim în Luca, capitolul 12, să nu ne temem, dar în schimb să ne temem de Dumnezeu. 12:4. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic, eventual să ne îngroape sau să ne incinereze. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghenă. Da, eu vă spun de el să vă temeți. Nu se vând doar cine vrăbit cu doi bani? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar pere din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Dar numai noi, alții nu? Alții nu sunt de preț? Atunci, de ce să-i urâm și să dorim moartea altora? Să fim ca și Ioan și Iacob în Luca, capitolul 9, când o să se pogoare foc din cer. Doamne, noi nu-i omorâm. Dar pogoară tu foc din cer și omoare tu. Nu. În Vechiul Testament a fost altă situație la Elie. În Noul Testament altfel stau lucrurile. Noi nu mai putem să cerem ca Elie să pogoare foc din cer, să miște pe cutare și pe cutare. Nu este corect să dorim moartea nimănui. Și aceasta o putem face dacă nu urâm. Și finalul este acesta. Dragostea elimină uciderea, de la forma de ură până la crima organizată. Și amintim pe David, în a doua carte a lui Samuel, avea toate motivele să îl urască pe Absalom, ca și pe Saul. El ar fi avut motive, omenește vorbind, dar se pare că David funcționa după niște principii dumnezeiești. De aia spune el și privința bunătății când este vorba de Mefiboset, vreau să mă port cu tine cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ori dragostea noastră cum trebuie să fie? Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit? Când a fost Domnul pe cruce și l-a omorât, ce spunea Domnul? A zis Domnul, Tată, pe ăștia cum mi-au făcut, Doamne, fă-le Tu așa, nu? Așa zice Ieremia, Doamne, adu-ți aminte de ei. Dar Domnul a spus, Tată, iartă-i. Ce a spus Ștefan când a murit? Nu le ținea în seamă păcatul acesta. Deci nouă nu ne este lăsat nici de departe posibilitatea celor din Vechiul Testament. Asta revine în final îngerilor, ei vor fi secerători. Deci spuneam 2 Samuel, capitolul 18, versetul 5, le dă David o poruncă lui Ioab, Abishai și Itai din Gat. Versetul 5, împăratul a dat porunca. Pentru dragostea, rețineți, pentru dragostea pe care o aveți față de mine, purtați-vă blând cu tânărul Absalom. David știa că dragostea este singurul motiv care ar putea să-i oprească în a nu ucide. Alt motiv, bogăția, să știți, nu-i suficientă. Pentru gelozie nu prea există preț, spune Scriptura. Dar dragostea este, așa cum spune în Corinteni 13, rabdă totul, suferă totul, nădăjduiește totul, nu se mânie, nu face cutare și cutare. Dragostea este, deci, împlinirea legii. Doamne, toarnă peste noi dragoste. Că e o problemă, scria Domnul Matei 24, deci pricina mulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci și frații încep să se urască și diavolul trece pe listă. Să ai mei, Doamne, sucigași,
Doamne, fă să dispărăm de pe lista diavolului. Să apărăm pe lista ta, pe lista celor care știm să iubim așa cum ne-ai iubit tu, așa încât să rămână numai diavolul ucigaș. Iar noi să nu ucidem și să avem viața, noi și toți ceilalți. Domnul să ne dea harul acesta tuturor. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.